Luci! Salut, bă, șacalilor! Astăzi m-am decis să-i fac un prank lui frate-mi. Acum câteva săptămâni mi-a făcut și el un prank unde m-a udat și m-a făcut plin de ulei și muștar și făină sau ce era acolo. Scorul era 3-2 și m-am decis să-l fac 4-2 de data asta. Dar azi am de gând să-i șterg contul de Clash Royale. El e nebunit după Clash Royale, are un cont cu, nu știu, cu arene de-alea multe care e foarte avansat, nu știu, nu joc așa ceva, habar n-am. Vorbesc în liniște, el e în bucătărie și mănâncă. Și am zis să-i fac mare prank, frate. Și cel mai important e să lași un like acum ca să-i vezi reacția piciului. El și-a lăsat telefonul acolo și eu pur și simplu o să filmez când îi șterg contul de față cu voi. După care o să mă duc și o să mănânc și el o să vină aici și eu, probabil că o să vrea să joace pe telefon. Sigur, sigur o să intre și pe Clash Royale pentru că nu există, cred că, o oră în care să nu se joace. Hai să vedem cum o să meargă prank. Eu zic că o să fie un prank foarte tare. 4-2. Sorry, bro. Deci, după cum v-am zis, avem aici telefonul lui, el mănâncă și și-a lăsat telefonul aici. Vreau că parola lui de la telefon e parola mea veche și așa am permis să fac prank-ul ăsta. Unde blocăm aici? Deci el se joacă Clash Royale foarte mult. Ia uite, s-a deschis și jocul. Da, mă rog, eu habar n-am ce e ăsta, e aici cu de-astea, habar n-am, nu știu, el mi-a arătat chestiile astea, cred că or fi bune, nu știu, habar n-am. Eu doar vreau să-i șterg contul și asta o să fac. O să mă super răzbun, bro. Da, acum mă duc la setări să-i șterg contul. Mi-aduc aminte că mi-a zis că e ceva cu 7-3, că voia să mi-l vândă mie cu 1.500.000. Așa că o să-i arăt eu puștilui acum unde sunt. Bun, și aici foarte simplu, ne ducem la conturi, ne ducem la Google. Dar ce care mai multe conturi aici, cu cui joacă el, cu ale prietenilor lui, mă rog, eu îl șterg pe ăla cu 7-3, care e ultimul. Ăsta este contul. Dăm la... Oh, băi, ce-am... Așa, deci, la mai multe și dacă văd eu bine apăs pe unde, eliminare cont. Bun. Eliminarea contului va duce la ștergerea, da, eliminare, hai să dăm să se focalizeze, haide, pe asta o fac cu voi. 3, 2, 1 și... Opa! Să șterg? Am oprit, după cum vedem. De ce e negru? Da, e not respond. Am avut noroc că Piciu și-a uitat parola, frate. Și stai să văd dacă mai are contul acesta, că s-a blocat, mă înțelege. Adică, hai să vedem conturi, hai să vedem la Google dacă mai are și nu mai are niciun cont. De fapt, nu mai are contul pe care l-am șters, asta și voiam. Bun, și eu acum o să-i las telefonul de aici, de unde l-am luat. Eu o să mă duc să mănânc și el o să se întoarcă. O să ascund camera și o să-i vedem reacția. Probabil o să fie foarte tare. Hai să vedem. Luci! Ce vrei, bă, ce strigi așa? Du-te și strânge masa, oleac, că am niște treabă. Bă, tu chiar mi-ai șters contul de Clash? Mi-ai șters contul de Clash? Pe bune, fără caterincă. Era contul mare, mi l-ai șters. Ce Clash, bă? Eu nici nu mă joc în viața mea Clash. Bă, contul meu de Clash ăla mare mi l-ai șters, costa o grămadă. Bă, am niște treabă acum, ce Clash? Ai prietenii tăi pe afară, ți-ai lăsat telefonul. Ei, nu a intrat pe telefon tău, nu vezi că l-am pe ăsta? Da, bă, știai parola, e da, că tu n-ai avut telefon, bă, și ți l-am dat pe anul și știai parola. Ba, stai, bă, ai zis cumva cum de Clash Royale? Da, ăla mare, omule, lucrezi grămat timp pe el și știi doar. Era contul mare de full legendare Arena 10. Bă, stai, olea, calmează-te un pic, calmează-te un pic, frate. Mai ții minte când m-ai dat cu flori de alea și cu ce mi-ai dat tu cu făină? Deci chiar tu mi l-ai șters. Băi, eu ți-am zis dacă ți-am amintit, adică mă înțeleg. Deci tu mi l-ai șters pe bune. Adică n-am înțeles, e un prank, sorry, bro. Ia uite acolo, ia uite acolo, ce acolo? Ce mai așa? Sorry, bro. Cât o fi? 4-2, este... Hai să jucăm! Hai să dansăm, hai! 4-2, bă! Îl vedeți pe puști acolo, îl vedeți ce supărate e? 4-2, am șters contul, frate! Cum te simți, Denis? Cum am simțit eu când m-ai iudat atunci aș trebuia să plec în oraș și m-ai făcut varză? Cum te simți, ha? Cum te simți? Ai, mă închid, de-aia am dat! Da, păi, nu înainte să fac outro! Da, după cum ați văzut, ăsta au fost marele prank, scorul este 4-2, o să vă uitați voi la celelalte prank-uri ca să știți de unde vine tot războiul ăsta. Eu astăzi am eu 1, puștiu are 0 și eu cam am câștigat, adică mă înțeleg. Acum poate o să citească și el, o să învețe, nu o să mai joace Clash Royale în vacanță, bineînțeles. Pierzătorule!